Salutare, pariori! Pentru ziua de marți, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele pronosticuri. Wade și-a îndreptat atenția spre Euroliga de basket și ne propune un pariu la duelul dintre Maccabi și Olympiacos. Chiar dacă gruparea israeliană pornește din postura de favorită, tipsterul nostru crede că vom vedea un meci echilibrat și, ținând cont că meciul se va disputa pe teren neutru, recomandarea lui este pariul de tip handicap Olympiacos plus 8,5 puncte. Pelicans Vitkovice. Andrei Cinculescu spune că hocheiștii de la Vitkovice sunt foarte puternici în ofensivă și pot profita din plin de faptul că Pelicans au o apărare permisivă. Prin urmare, pronosticul său merge pe cel puțin 2 goluri marcate de Vitkovice. Gladbach 2 Oberhausen. În opinia lui Johnny, la nivelul ligilor regionale de fotbal ale Germaniei se marchează foarte multe goluri și astfel majoritatea partidelor sunt spectaculoase. Ținând cont de acest detaliu și de parcursul celor două echipe în actuala stagiune, tipsterul nostru mizează cu încredere pe cel puțin 3 goluri marcate. Djokovic Sinner. Tipsterul Adrian spune că Sinner traversează o perioadă fantastică, jocul său fiind la un nivel înalt. Ținând cont că Djokovic nu este într-o formă senzațională, tipsterul nostru crede că Sinner are șanse mari să se impună, așa că mizează pe victoria acestuia. Derby Crew. David Chirilă consideră că Derby este echipa mai bună și, ținând cont că vine după 4 victorii consecutive, pornește din postura de mare favorită în această partidă, așa că pronosticul tipsterului nostru merge pe victoria echipei gazdă și pe sub 5,5 goluri marcate. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.